astăzi? Preasfințitul Părinte Gurie, episcopul de Vej și Hunedoarei, a încetat din viață astăzi, în jurul orei 13. Infectat cu COVID-19, înaltul prelat era internat la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva din data de 8 octombrie. Internat inițial pe secția de boli infecțioase, episcopul a fost transferat apoi pe ATI, întrucât starea sa de sănătate s-a agravat, fiind intubat. După circa o săptămână, Sfințitul Părinte Gurie a fost declarat negativ la examenul PCR pentru COVID, dar plămânii îi erau deja destul de afectați de infecția cu SARS-CoV-2. Apoi starea de sănătate a episcopului s-a agravat aseară, iar medicii din Deva au decis transferarea sa la un spital din Târgu Mureș, acest lucru petrecându-se astăzi în jurul orei 11:30, când preasfințitul era oarecum stabil din punct de vedere medical. Alo. Bună ziua, domnul doctor. Amaril Voseche, sunt de la 1 TV. Da, spuneți-mi. Rugămintea, care este starea preasfințitului Părinte Gurie? Deocamdată stabilă, vă spun mai târziu dacă mă sunat. Bine, cam pe la ce oră să vă sun? Ok, vă sunat. Bine, să trăiesc. Numai bine. Din păcate, din cauza înrăutățirii stării de sănătate, transportul spre Târgu Mureș nu s-a putut realiza. La ora 13:05, când echipa 1 TV Deva a dialogat telefonic cu doctorul Lucian Miron, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, a confirmat informațiile care anunțau că episcopul Gurie intrase în stop cardiac. Din păcate, s-a încercat transferul spre Târgu Mureș la solicitarea dumnealor aparținătorilor, a celor apropiați, dar nu știu dacă se va putea realiza până la capăt. Din informațiile care le am, starea lui s-a înrăutățit la deplasare și veștile nu sunt deloc bune. Acum aștept și eu informații suplimentare. Este ora 13:05, preasfințitul este drum spre Târgu Mureș sau va reveni la Deva? Nu este în drum pentru că nu a putut să pornească de la locul în care a aterizat elicopterul. Acolo starea lui s-a agravat brusc în sensul că s-a stopat. Asta este ce pot să vă spun, dar deocamdată nu am date despre situația lui la momentul ăsta, adică știu că au intervenit colegii de la ambulanță și de la elicopter pentru a îl resuscita, să zic așa. Să înțelegem că nu a plecat încă din Deva? Nu a plecat încă din Deva. S-a dorit cam pe la ora 11:30, era deja acolo pentru a fi preluat de elicopter. De atunci nu mai am informații. Colegul meu, doctorul Stoica, managerul, este la locul respectiv și el mi-a spus că nu a putut fi realizat transferul. Și mai departe, încă n-am informații. Veștile sumbre însă s-au confirmat câteva minute mai târziu. Astfel, managerul spitalului din Deva, doctorul Stoica Mariș, cu specializare pe urgențe și prezent la transportarea cu elicopterul, a confirmat că episcopul Gurie nu a mai putut fi salvat, iar decesul acestuia a fost pronunțat în jurul orei 13, după ce s-a încercat resuscitarea acestuia vreme de circa 45 de minute. Alo, bună ziua, Amaril Oseche, sunt la 1 TV. Se confirmă decesul preasfințitului Părinte Gurie? N-aveți semnal sau vă aud cu decesul? Mai ziceți-mi dacă vă rog. Amaril Oseche, sunt de la 1 TV. Am înțeles, dar n-am înțeles cu decesul. Dacă se confirmă decesul preasfințitului Părinte Gurie? Da, decedat pe la, nu știu să vă zic, ca și oră, în jurul orei 13. Mulțumesc. Ce să mai spunem? Să cunosc cauzele? Păi a fost COVID și când a fost la transfer de la din ambulanță în elicopter s-a stopat. S-a oprit inima. Și s-a resuscitat 45 de minute, dar nu a avut niciun efect resuscitarea. Am înțeles. Nu bine. Ok.
Bine. Mulțumesc, domn doctor. Stimă. În numele său de Mirian Grigore Georgiu, episcopul de Vej și Hunedoare, în fruntea căreia se afla de 12 ani, încă de la înființarea acesteia, era născut pe 31 decembrie 1968. Era doctor în teologie și, conform unor surse medicale, nu era vaccinat anticovid. Acum și pururea și în vecii vecilor.